Garsonierele nu mai sunt în preferințele românilor atunci când vine vorba de investiții imobiliare. Focusul s-a schimbat, iar oamenii câștigă bani. Studioul ia acum fața garsonierelor în preferințele celor care vor să facă investiții imobiliare. Spațiul mai generos și finisajele moderne fac ca investiția să fie extrem de profitabilă pe termen lung, mai ales la închiriere. În plus, analiștii spun că în timp ce valoarea unui astfel de imobil se poate dubla dacă este achiziționat în stadiul de proiect. Am analizat foarte bine piața pornind de la buget, pornind de la locație. O casă îți aduce un plus. E ceva palpabil, adică banii ținuți într-o bancă reprezintă doar o hârtie, pe când aici poți să te joci puțin cu imaginația și piața e foarte ofertantă pe zona asta, spune Aurelia Cernăianu, investitor. După ce a analizat luni întregi piața, ea a cumpărat un studio. În medie, o garsonieră se închiriază în mai puțin de 14 zile și se poate vinde în mai puțin de o lună. Costurile de întreținere mici sunt motivul principal pentru care investiția este profitabilă, atât pentru proprietar cât și pentru chiriași. În medie, un studio la gri într-un ansamblu rezidențial din capitală se vinde cu 50-60 de mii de euro plus TVA. Cu finisaje poate ajunge și la 70.000 de euro, iar mobilatul este mai ieftin față de un apartament. Chiria depășește 400 de euro pe lună. Clienții proprietari au ca a doua opțiune această variantă, în sensul că îi cumpără aceste apartamente, locuiesc în ele o perioadă de 50 ani, după care își cumpără un apartament mai mare și primul apartament devine o investiție pentru că îl închiriază în calitate de proprietar, spune Răzvan Stroiescu, analist imobiliar. În 2023, românii au cumpărat imobile cel mai mult în luna ianuarie, iar perioada iulie-septembrie a stârnit cel mai mult interesul celor care au vrut să închirieze un imobil, relatează Antena 3.ro.